Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt aici cu Claudiu Tănăselia. Bine ai revenit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Da, și m-am gândit să facem o seară în care să vorbim despre știrile din spațiu. Ce s-a întâmplat în spațiu în ultimele săptămâni de când nu l-am mai văzut pe Claudiu la noi aici pe canalul de YouTube? Și să răspundem și la întrebările voastre. Deci în seara asta planificăm o chestie așa mai improvizată, avem videouri, avem poze, durează cu totul cam o oră. În prima jumătate de oră trecem în evidență ce s-a întâmplat săptămânile astea în spațiu, iar după aceea răspundem la întrebările voastre. E bun planul ăsta, Claudiu? E bun. Eu zic să începem cu o știre pe care o ai tu despre astronautul Collins, Mike Collins. Da, acum vreo 10-20 de minute am aflat că Mike Collins nu mai este printre noi. Cei care nu știu, Mike Collins este unul dintre cei trei participanți la misiunea Apollo 11, alături de Neil Armstrong și Buzz Aldrin. El nu a pășit pe lună, el i-a așteptat pe cei doi pe orbita lunii în modulul Columbia. Avea 91 de ani și, mă rog, acum din cei trei membri ai misiunii Apollo 11, doar Buzz Aldrin mai este în viață. Neil Armstrong s-a stins și el acum câțiva ani, din păcate. Și din păcate, din și mai mare păcate, sunt din ce mai puțini oameni contemporani cu noi care au pășit pe lună. Asta este, mă rog, detaliul care mă întristează așa la nivel global, fără să țin cont de persoanele în sine, cum să zic. Adică faptul că nu mai suntem contemporani cu cei care au pășit pe lună este un lucru trist pentru noi ca specie. Pentru că deja când ne vom întoarce din nou pe lună, în 2025-6, nu știm exact, s-ar putea să nu mai fie niciunul dintre cei care au pășit pe lună în viață. Nu am acum la îndemână statisticele și nu știu exact câți mai sunt printre noi, dar sunt puțini, îi putem număra pe degetele de la o mână. Pe de altă parte avem și o veste bună dacă tot vorbim de astronauți. Și aș vrea să reamintesc celor care ne urmăresc că eu am urcat un video ieri, durează doar 2 minute, în care Agenția Spațială Europeană anunță o nouă perioadă de recrutare de astronauți. Și Claudiu, mi se pare foarte, foarte fain. Poate că mulți dintre cei care ne urmăresc nu-și dau seama, dar efectiv pot să devină astronauți. Al doilea astronaut român sau prima femeie astronaut sau al doilea bărbat astronaut, pentru că ESA va pune la dispoziție 15 locuri aproximativ. Deci vor fi aproximativ 15 locuri de astronauți și participă toate statele care fac parte din Agenția Spațială Europeană. Sunt vreo 20 de state și România face parte. Deci, practic, e o 20 la 15, deci e aproape 1 la 1. Deci e o șansă foarte mare ca cineva din România să aplice să fie al doilea astronaut român. O să pun video-ul ăsta să ne mai uităm o dată la el, nu durează decât 2 minute, doar ca să le reamintim celor care ne urmăresc. I want to build a rocket and send it to the stars. I want to become a better steward of planet Earth. I want to defend our home against dangers from outer space. I want to unravel the mysteries of the universe and our place within it. I want to share our great discoveries with the world. I want to be part of something big, a meaningful project on a global scale. I applied to become an astronaut. Why not you? We look up at the night sky and wonder who we are and where we come from. What if the answers were within reach?
the European Space Agency cares for your dreams and works every day to turn small steps into giant leaps. Ready to join the crew? I applied to become an astronaut. Why not you? La ce te-ai gândit când ai văzut asta, Claudiu? Mă gândeam că cei care vor fi acum selectați ca să fie astronauți au șanse mari să ajungă pe lună, pentru că Agenția Spațială Europeană este parte la proiectul Artemis. Europa face modulul de serviciu al capsulei Orion, care ia parte la misiunile Artemis, și vom avea și europeni în programul Artemis, nu în prima misiune, dar în următoarele. Europeni vor păși pe lună, ori vor păși și se vor întoarce înapoi pe Pământ, ori vor rămâne în bazele lunare care vor exista acolo după Artemis 4, 5 și așa mai departe. Este important, mai ales că este pentru prima dată când România poate să participe la această preselecție, adică chiar suntem parte din ESA, ceea ce este absolut fabulos. Și Cristian Lazar, cu care am povestit ultima dată când am fost împreună, am înțeles că s-a înscris la acest program. Deci e acolo, e pe listă. E unul dintre românii care, probabil că vor mai fi și alți români, eu așa cred, așa îmi place să sper. Da, să spunem că deadline-ul este peste o lună, pe 28 mai, este termenul limită, deci oamenii au timp de o lună să se înscrie. Și să spunem din nou condițiile. E nevoie să ai un master într-un domeniu tehnic, științe tehnice, științe medicale, și pe de altă parte să fii lucrat 3 ani de zile sau eventual să fii la doctorat, care contează. Deci, în esență, vârsta ta trebuie să fie pe undeva peste 25 de ani. Până la 50 de ani, bărbat sau femeie, pentru că jumătate dintre astronauți vor fi bărbați, jumătate femei, aproximativ. Și iarăși ce este special, există și o poziție deschisă pentru persoanele cu dizabilități. Și atunci când am vorbit cu cei de la ESA, care m-au rugat să fac public acest mesaj, i-am întrebat totuși, curios, cum așa o persoană cu dizabilități? Și a spus așa, în esență, astronauții astăzi sunt ajutați foarte mult de la sol. Din cauza asta nu ți se cere să fii pilot de avion. Trebuie să fii un om care ești cu picioarele, pe picioarele tale, care gândești și care știi să gândești critic. Și știi știință, bineînțeles, știi despre ce este vorba și atunci vei fi ajutat foarte mult de cei de la sol. Deci piloții sau astronauții nu sunt de unii singuri acolo. Bun, ăsta a fost mesajul meu și mi se pare că e foarte fain, adică efectiv un român poate să fie din nou în spațiu. Da, exact. Și referitor la sprijinul de la sol, oricum americanii pregătesc deja în această toamnă misiunea Inspiration 4. Nu a existat Inspiration 1 2 and 3, încep direct cu 4, în care vor fi la bordul unei capsule Dragon 4 complet amatori. Nu sunt nici foști astronauți, sunt absolut turiști, mă rog, unul dintre ei plătește toate locurile, e un miliardar, dar ceilalți 3, inclusiv miliardarul, nu sunt de profesie, nu sunt nici atleți, nu sunt nici piloți de teste, sunt cetățeni obișnuiți. Avem și o asistentă medicală supraviețuitoare a cancerului, deci nu neapărat o persoană atletă sau un, cum să zic, la maximum capacităților fizice. Asta înseamnă că spațiul este deschis chiar tuturor și sunt niște condiții minimale de bun simț care pot să fie bifate de foarte mulți dintre noi, așa că noi sugerăm oricui să se înscrie că șanse există. Adică nu sunt chiar niște limite atât de dure pe cum ne place să da, credem. Da, da. Nu sunt multe locuri, e drept. Da, dar cam unul pe țară ar veni. Dacă sunt 20 de țări, da, sunt 15, da. Mă rog, în medie, așa, în medie. Exact. O să las link-ul la înscriere și la acest video. Ce vreau să spun este mesajul pe care l-a avut astronautul francez, care a spus așa, zice, acum nu știu câți ani, când a aplicat și el, zice, nu mi-imaginam că e posibil, dar chiar este posibil. Eu credeam că trebuie să fii pilot și forțos și sală de forță și nu știu ce. Și zice, nu, zice, sunt un om normal și chiar a fost acceptat. Da, exact. Bun, hai să continuăm pe aceeași linie cu stația spațială și cu astronauții, să povestim un pic despre ce s-a întâmplat acolo.
La ultima întâlnire am povestit despre Marte. S-a întâmplat și pe Marte mult lucruri interesante, vom aborda și subiectul ăsta. Dar pe stația spațială se întâmplă lucruri interesante și unice. Sunt în timp ce noi vorbim pe deasupra noastră, chiar acum nu știu exact unde este ISS-ul, dar la vreo 400 de km latitudine, undeva în jurul Pământului, dar sunt 11 astronauți acolo sus. E foarte mult, în sensul bun al cuvântului. Recordul este de 13 și s-a întâmplat când aveam navetele spațiale în uz, navete care puteau să urce 7 astronauți pe orbită. Capsulele Dragon pot să urce 4, însă avem două capsule Dragon cu echipaj andocate la stația spațială, ambele la modulul Harmony. E foarte, foarte tare că sunt 11 persoane acolo și 4 dintre ele vor reveni sâmbătă, dacă nu mă înșel, înapoi pe Pământ cu una dintre capsulele Dragon. Și pentru că am povestit despre Falcon 9, o să pun filmulețul cu ultima lansare a rachetei Falcon 9. De asemenea, o lansare interesantă din mai multe puncte de vedere, pentru că este pentru. Launch. Așa, este Ground pentru teams are prima ready dată and the crew inside Dragon is ready. când NASA 30 acceptă seconds ca to go. SpaceX Double să entry. folosească o rachetă și o capsulă refolosite, adică folosite deja. Cu această rachetă au zburat în spațiu cei care sunt acum pe stația spațială, cei ceilalți patru, și cu această capsulă a zburat deja echipajul Demo Mission 2, T-minus 15 seconds. cel precedent misiunii precedente, ca să zic Da. așa. Claudiu, când spui această 10, rachetă sau această 9, capsulă, poate 8, poți să arăți cu mouse-ul 7, despre ce vorbim. 6. Poate se Se vede vede pe ecran, ia mouse-ul? se vede. Nu știu dacă se vede Din mouse-ul păcate meu. nu se vede, din păcate nu Ok, se vede. jumătatea albă de jos este prima treaptă a rachetei, cea care și-a pornit acum motoarele și aceasta este refolosită. Am înțeles. Dar cred că pot să fac așa. Și de jumătatea albă care fumegă 9, din partea de jos a 8, rachetei 7. este prima treaptă refolosită. Da. Partea neagră de la mijloc este interstage, este acea parte de legătură între a doua treaptă și prima treaptă. A doua treaptă nu se refolosește pentru că ea trebuie să vină de pe orbită, ar însemna să suporte temperaturi și presiuni mult mai vitrege și atunci nu se refolosește, dar capsula din vârful rachetei, cea din vârful vârfului, ca să zic așa, capsula Dragon, și aceea este refolosită de această dată, este o premieră. Ea se numește, a fost botezată Endeavour, după numele foste navete spațiale, pentru că unul dintre piloții de la bordul acestei capsule de data trecută a zburat și cu naveta Endeavour, atunci la numele Endeavour. 6, 5, O să urmărim 4, rapid 3, lansarea. 2, 1, Aburii care se 0. văd sunt surplus de oxigen pentru că motoarele sunt acționate Liftoff, cu Dragon oxigen 1, și 7, cherosen. Dragon Și 1, atunci avem, ca să nu explodeze, avem o Liftoff, supapă care Dragon lasă să se scurgă presiunea prea mare, avem 1, ce 7, surplus de Dragon 2, oxigen. 2, Lansarea a fost noaptea de la Kennedy Space Liftoff, Center, a Space fost de Station, pe rampa Liftoff, LC-39A, de pe Space care a Station, plecat Dragon și 1, baza, 9, și Mike Liftoff, Collins Space și Station, baza, 1, 7, apropo. Liftoff, Dragon E 1, 9, aceeași rampă de Liftoff, Space lansare. Station, First Aid Performance so far. Și SpaceX a reușit și de această dată să recupereze această primă treaptă și probabil o vom revedea din nou la zbor în lunile A, următoare. deci a și coborât jos. Prima treaptă deja a ajuns pe pământ, a fost recuperată cu succes. A fost din nou recuperată pe o barjă, nu a ajuns, nu s-a întors la baza de la Kennedy Space Center, nu a avut suficient combustibil pentru asta, dar a fost recuperată din nou. E foarte interesant, Adrian Șonca spunea, mâine seară o să fiu la o lansare a lui Adrian Șonca, care a scris o nouă carte, o călătorie prin cosmos sau cam așa ceva. Și el spunea foarte frumos, zice, durează câteva minute ca o rachetă să ajungă în spațiu și după aia câteva ore ca să ajungă la stația spațială. Da, acum nu trebuie să ne imaginăm drumul dintre Pământ și stația spațială ca fiind o linie dreaptă. Sunt mai multe etape. Prima etapă este inserția orbitală, adică atingerea unei viteze suficiente încât noi să fim pe orbită și căderea noastră în jurul Pământului să fie dincolo de curbura Pământului. Noi să cădem și să evităm Pământul. Asta înseamnă orbită. Asta înseamnă o viteză de aproximativ 7 sau 8 km pe secundă, nu mai știu exact valoarea, dar nu e ușor să ajungi la acea viteză și de asta ai nevoie de astfel de motoare puternice, cum vedem aici, și de asta nu oricine are posibilitatea să construiască astfel de vehicule. Asta este primul pas și cel mai greu, să ajungi pe orbită. După ce ai ajuns pe orbită, trebuie să urmărești obiectul cu care vrei să te întâlnești, în cazul nostru, Stația Spațială Internațională. Ideal este să te lansezi în același plan orbital cu
ținta. Asta se face de obicei lansând în momentul în care ținta ta trece pe deasupra rachetei respective. De asta lansările spre stația spațială trebuie să se facă exact la secundă, pentru că nu există marjă de eroare. Dacă ai ratat momentul, te inscrii pe alt plan orbital și corecția planului orbital este foarte costisitoare din punct de vedere al combustibilului consumat. Poți foarte, mă rog, poți relativ ușor să modifici altitudinea orbitei, să cobori sau să urci pe orbită ca înălțime, dar să modifici înclinarea față de ecuator consumă foarte, foarte mult combustibil și este ineficient. Și atunci se preferă lansarea exact în planul țintei. Aici în imagine avem deja separarea primei trepte. Când se întâmplă asta, încărcătura nu are încă viteză suficientă pentru a se înscrie pe orbită. Aici nu ne aflăm încă pe orbită. De asta avem nevoie de a doua treaptă a rachetei. A doua treaptă a rachetei folosește tot motoare Merlin, ca și prima treaptă, doar, însă doar un motor. Asta vine în a doua parte a zborului ca să înscrie pe orbită încărcătura. În cazul nostru, capsula Dragon cu astronauții la bord. În partea stângă a imaginii avem prima treaptă care revine pe Pământ și o să vedem că ea revine pe barja, of course, în stil view din Atlantic. Acum, pură coincidență, revenirea primei trepte coincide cu oprirea motorului celei de-a doua trepte, dar asta e o coincidență fericită, adică nu e un scenariu. În momentul în care motorul din dreapta se oprește, înseamnă că capsula respectivă este pe orbită și atunci poate să orbiteze Pământul fără motoare și nu cade pe Pământ. După care urmează urmărirea stației spațiale internaționale și sincronizarea celor două orbite. Asta presupune un pic de consum de combustibil, nu foarte mult, dar presupune un pic de consum de combustibil. Acum, există discuții de ce unele capsule ajung pe ISS în 3 ore, Soyuz, de exemplu, poate să facă acest lucru, și altele durează 2-3 zile. Sunt două aspecte aici. În primul rând, capsulele Dragon cu echipaj sunt încă experimentale. Avem doar 3 zboruri ale capsulei Dragon cu echipaj. E nevoie de un pic de timp ca să evaluăm toți parametrii. Totul e în regulă la bord, e în regulă presiunea, motoarele funcționează, computerul de bord e în regulă, așa mai departe. Sunt o grămadă de parametri care pot să meargă prost. Și pentru asta e nevoie de timp. Asta este un aspect. Un al doilea aspect este faptul că Rusia lansează din Kazakhstan. Asta înseamnă că traiectoria rachetei trece peste, în mare parte, peste, mai ales în prima parte a zborului, peste uscat. Ca să faci o inserție orbitală foarte precisă, ai nevoie de așa numitele stații de urmărire, tracking stations, care să spune exact unde se află capsula după lansare, la câteva minute după. Este foarte ușor să faci asta în Rusia, pentru că e teritoriul tău și poți să amplasezi antene parabolice, să capteze semnalele, telemetria, să spune exact care ți este viteza, poziția și așa mai departe. Este un pic mai greu să faci asta asupra Atlanticului. Ai însumat să ai o navă trimisă acolo. Tehnic se poate face, dar costurile implicate sunt mult prea mari. Adică mai bine lasă pe astronaut să stea pe orbită 2 zile decât să investească atât de mult în acele tracking stations ships și să grăbească fără un rost, practic, andocarea. 2 zile în capsula Dragon nu e cel mai rău lucru. Este o capsulă mult mai de lux decât Soyuzul rusesc, care este mult mai înghesuit. E normal, e o capsulă nouă, cu tehnologii noi. Spațiul interior este mai mare. Și de asta nu se grăbesc, nu au de ce, adică nu e neapărat să andocheze în 3 ore. Acum, nu înseamnă că e atât de departe. Claudiu, da? Atunci întreb și eu ca un copil de 8 ani care aude prima dată asta. Dacă stau 2 zile, se duc la toaletă? Se duc? Au toaletă. Însă nu prea avem detalii despre toaleta de pe Dragon. Nu știm încă exact ce se întâmplă cu toaleta de pe Dragon, dar nu prea știm detalii. Dar știm că există o toaletă pe Dragon și chiar în Soyuz există un loc unde, nu știu dacă putem spune chiar toaletă, dar e un loc cât de cât privat, deoarece spațiul este foarte restrâns pe Soyuz, dar există. Pentru că și Soyuzul, acum câțiva ani, 2-3 ani în urmă, durea cam 2-3 zile să ajungă pe ISS. Și spațiul era mult mai... A doua întrebare, Claudiu, dacă mă uit la racheta din dreapta, la a doua treaptă, este direcționabilă? Adică poți să orientezi puțin racheta, poți să dai puțin mai la stânga, la dreapta? Cred că da, în mod normal da. Oricum, ăsta e motorul principal, însă treapta a doua mai are niște motoare secundare cu jeturi de gaz, care și aia poate să mai modifice poziționarea. Traiectoria, să o ajusteze. Traiectoria, da. Dar cred că și motorul este, are acel gimbal din limba engleză, care permite deplasarea în anumit unghi a axei.
O să urmeze acum aterizarea. Să ajungă. Da. Da, uite, se văd niște puncte. O să măresc un pic. 20 de kilometri, uite, să văd norii. Așa, acum, bineînțeles, se pierde semnalul, cum se întâmplă de fiecare dată. Dar ei au deja datele că a aterizat. Și, cum vă spuneam, s-au și oprit motorul cele de două atlete. Și acum, dacă vă uitați în dreapta, o să opresc sunetul de la ei, că mai bine ne auzim noi. Din dreapta o să aibă loc separarea capsulei Dragon de cea de-a doua treaptă Falcon 9. Și atunci, în momentul în care se declară că misiunea este un succes, practic racheta și-a făcut treaba, nu s-a întâmplat nimic neprevăzut și capsula poate să pornească mai departe, să urmărească Stația Spațială Internațională. Capsula are și ea câteva motoare ale ei atunci. Are niște motoare, sunt motoarele Draco, se numesc, folosite pentru orientarea în jurul axelor ei. Dar sunt folosite și motoare pentru modificarea orbitei, ceva mai puternice, pentru că această capsulă are nevoie să și vină înapoi pe Pământ și atunci trebuie să frâneze, trebuie să-și orienteze motoarele în direcția de mișcare, să le pornească, să-și scadă viteza, astfel încât ea să cadă în cele lume pe Pământ. Asta se va întâmpla sâmbătă cu capsula Resilience, care se află acum pe Stația Spațială. Îi vedem și astronauții, sunt destul de relaxați și acum aș vrea să vă arăt cum arată Stația Spațială Internațională acum, în aceste momente. Este destul de aglomerată. Așa. Deci în stânga, la capătul ei, ca să zic așa, vedem capsula Dragon lansată acum, cel mai recent. Deci este Dragon Endeavour. 2. 2 sau 1? Cred că e 2. Crew 2 Dragon. Da, a doua, mă rog. Și de așa perpendicular pe planul stației spațiale este Resilience. Resilience va pleca sâmbătă sau vineri noaptea sau sâmbătă dimineața, ceva în genul ăsta, și va reveni pe Pământ. Tot la stația spațială, în cealaltă parte, în partea rusă a stației, deci în planul îndepărtat în această imagine, avem capsulele Soyuz MS-18 și atât, Soyuz, și două nave Progres. Poza este un pic învechită pentru că azi dimineață s-a desprins unul dintre navele Progres. Acum americanii le zic Progres 75, rușii le zic Progres MS-14. Mă rog. Această navă Progres 75 s-a desprins după un an de cuplare cu Stația Spațială Internațională. De obicei, capsulele Progres vin cu, adică nu de obicei, de regulă ele vin cu provizii, apă, aer, haine pentru astronauți. Au și combustibil la bord și când e cazul, împing Stația Spațială Internațională și îi crește altitudinea, pentru că atmosfera, chiar și la 400 de km altitudine, interacționează cu forma asta ciudată a stației spațiale și îi reduce în timp altitudinea. Și atunci vine nava Progres, pornește motorul din capătul ei și mărește altitudinea. Această navă Progres a testat capacitatea de a rezista în spațiu un an de zile, de obicei este 6 luni cuplată cu stația spațială, acum a stat un an de zile. E important asta pentru că e important să avem tot timpul acolo ceva care să împingă stația spațială pe orbită superioară, dacă e cazul. Și în plus, orarul a fost dat peste cap și de viitorul zbor Progres, care va face niște modificări structurale la stația spațială, va desprinde un modul și va urma o conectare cu un alt modul mai mare în sectorul rusesc. Urmează așa un fel de extindere, un fel de renovare a stației spațiale internaționale anul acesta, ce este foarte interesant. Va primi panouri solare noi, va primi un modul rusesc mult mai nou, modern și va mări spațiul alocat sectorului rus, pentru tot timpul rușii se plângeau că nu prea au spațiu, acolo au puține module înghesuite, acum va fi condiții mai bune. Așa, navele Progres le-am zis și mai este un Cygnus 15, e o capsulă tot așa cargo lansată de Statele Unite, de racheta Antares, care se află și acum atașată de ISS. Configurația asta complicată a stației spațiale creează probleme pentru Boeing. Boeing are și ea o capsulă Starliner sau CST-100. A fost lansată acum 2 ani, în decembrie, parcă 2019. A avut niște probleme. Ceasul computerului de bord nu era sincronizat cu ceasul rachetei, a pornit motoarele când nu trebuia, s-a trezit pe orbită pe care nu trebuia să se afle
Și a revenit înapoi pe pământ. A revenit cu bine pe pământ, însă NASA a zis, ok, lucrurile nu au mers așa cum am vrut noi. Dacă erau astronauți la bord, nu era un pericol, pentru că ei ar fi văzut că controlul de bord nu are ceasul reglat, l-ar fi reglat manual, dar au cerut cei de la NASA să se repete acest zbor de test. Un lucru bun, zicem noi. Și se va repeta acest zbor de test, dar nu avem unde să o andocăm, pentru că această capsulă Starliner nu poate să andocheze decât unde este capsula Crew Dragon, adică la portul IDA 2 sau IDA 3, care acum sunt ocupate. Spuneam că pleacă o capsulă Dragon, urmează una de cargo și are prioritate, pentru că cei de la bord au nevoie de mărfurile de acolo. Se pare că prin septembrie, zic că așa o fereastră de oportunitate pentru Starliner și ar fi bine să nu o rateze, pentru că următoarea este abia la anul. Așadar, primul echipaj la bordul noii capsule Starliner va ajunge pe ISS abia anul viitor, probabil prin martie, pentru că vor trebui să treacă 6 luni de zile de la zborul capsulei fără echipaj la cel cu echipaj pentru tot felul de validări, teste, chestii birocratice. Ca să-i răspundem și Cristinei, da, deci tocmai am povestit, există 11 astronauți acum care locuiesc în stația spațială, cea la care ne uităm noi. Dar apropo de asta, Claudiu, nu știu dacă ai urmărit știrile, a fost la un moment dat la știri ieri, cred, că la andocare s-ar fi putut lovi de un obiect spațial, de un deșeu cosmic. Știi Da, ceva de treaba asta? am auzit știrea. Acum nu vreau să zic că e neapărat fake news, e o știre exagerată. Deșeuri cosmice sunt, riscul asociat acestei întâlniri a fost unul foarte, foarte mic și practic nu a fost un pericol. Dar, mă rog, agențiile de știri le place să preia Da, a atunci ieșit când la vor să iveală spună ce fel de ceva. obiect ar fi fost, cât de mare sau nu? Nu s-a aflat. Probabil că da, dar n-am urmărit exact știrea pentru că citisem, adică nu a fost pe fază chiar când a apărut, am citit-o ulterior în care s-a spus că n-a fost mare lucru și atunci n-am mai săpat să văd ce e Da, vorba. da, În da. principiu se întâmplă destul de des, cam o dată pe lună se întâmplă ca un astfel de obiect să se apropie, un astfel de deșeu cosmic să se apropie de Stația Spațială Internațională și practic în jurul stației spațiale există așa ca o cutie de pizza, o zonă imaginară de câțiva kilometri în diametru, unde nu are voie să se afle niciun obiect, niciun satelit, nicio navă, niciun deșeu cosmic. Cei de la Sol observă, adică au așa un catalog cu toate gunoaiele care sunt în jurul nostru, plus sateliți, și dacă ceva intersectează această cutie de pizza imaginară, atunci comandă ISS-ului să execute manevre de evitare. Este un lucru absolut normal, e o procedură. Nu s-a întâmplat până acum niciodată ca ceva să lovească Stația Spațială Internațională de genul ăsta. De obicei, deșeurile cosmice sunt ori sateliți care nu mai sunt controlabili, lansați în anii 60-70 care și-au pierdut combustibilul de la bord, ori sunt rămășițe dintre ciocnirile a doi sateliți. Uneori sunt ciocniri involuntare, sunt doi sateliți care nu mai pot fi controlați și care, asta e, se lovesc, sau s-a întâmplat, nu de multe ori, de vreo 2-3 ori s-a întâmplat, și mai sunt resturi formate de aceste teste balistice în care o națiune vrea să facă un test, să vadă dacă racheta ei poate să lovească un satelit, evident propriu, dar în urma impactului se creează astfel de deșeuri, mii de deșeuri de diverse mărimi. Acum, partea bună la orbita joasă, unde se află Stația Spațială Internațională, este că ea are proprietate de autocurățare, cum ar veni. Orbita nu este foarte stabilă la 300-400 km și orice obiect care se află acolo și nu poate să-și ridice orbita, în timp, în câțiva ani, ajunge și arde în atmosferă și practic nu mai este un pericol. Așadar, oricât de multe gunoaie am avea, ele se curăță periodic de la sine și atunci cumva asta e bine. Problema mai mare este mai sus, pe orbita geostaționară, unde nu avem această proprietate de autocurățare, însă acolo spațiul e mult mai mare, pentru că imaginați-vă o sferă în jurul Pământului cu raza egală cu raza Pământului plus 300 de kilometri. E totuși o sferă măricică, deci nu e chiar înghesuială acolo. Iar pe orbita geostaționară, imaginați-vă o sferă plus 30.000 de kilometri. Deci e un volum uriaș acolo. Și atunci, practic, e loc pentru toată lumea, inclusiv pentru aceste gunoaie cosmice. În imagine am pus configurația astronauților, adică cât sunt și care sunt ei. Cred că cei care sunt îmbrăcați în negru sunt cei care au venit acum recent, când au primit uniformele oficiale. Zilele astea au avut loc ceremonia de transfer de comandă de la cei care au fost pe stație până acum la cei care urmează să preia comanda stației și cred că un japonez, nu mai știu care dintre cei doi, sunt doi japonezi la bord
Și nu mai știu care dintre cei doi va fi comandantul stației spațiale. E așa un titlu onorific, că nu prea, mă rog, ei nu sunt, adică, mă rog, ei provin din rândul armatei, dar stația spațială este un domeniu civil, un proiect civil și au păstrat aceste tradiții, dar sunt mai mult tradiții decât efectivă ierarhie militară. Cred că eu cam atât am avut de spus despre Stația Spațială Internațională. N-am mai văzut alte știri zilele astea. Dacă am povestit despre Lună și despre programul Artemis, ar mai fi o știre extrem de interesantă, care a ajuns prin presă mă rog, a fost un comunicat de presa NASA, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, cu competiția referitoare la vehiculele cu care vom ajunge pe Lună în programul Artemis. Da, și cu ocazia asta îi răspunde și lui Cristian, când vedem o noua selenizare. Despre asta vorbim, despre o Despre viitoare asta selenizare. vorbim, da. Acum, anul care este afișat de NASA este 2024. Dar nici NASA nu mai crede că este o dată de luat în seamă. Vor fi întârzieri și probabil nu vom ajunge până în 2024, probabil se va întâmpla în 2025-2026, oricum eu cred că se va întâmpla între 2030, cu siguranță, la cum merg acum lucrurile. Și acum merg bine lucrurile, pentru că s-a schimbat președintele de la Casa Albă, însă Biden a spus că el nu vede nimic rău în programul spațial din vechea administrație și îl va continua. Asta e un lucru bun, pentru că vechea administrație nu a făcut lucruri rele în spațiu. A continuat ce a făcut Obama, a continuat programul acesta comercial de explorare a spațiului, deci lucrurile merg cumva bine, indiferent de politică. Și a crescut bugetul NASA, e bine, e bine. Poate să fie mai bine, bineînțeles, dar oricând poate să fie mai bine. Dacă continuăm tot așa, probabil că înainte de 2030 vom ajunge din nou pe Lună. Și acum apare chestia interesantă. Pentru a ajunge pe Lună avem nevoie de o rachetă pe care o avem, acum se construiește, Space Launch System, SLS, s-a testat prima treaptă, chiar astăzi, ieri sau astăzi a ajuns prima treaptă de la Stennis din Mississippi în Florida, la Kennedy Space Center. Ei vor fi montate boosterele cu combustibil solid și probabil vom vedea o lansare fără echipaj uman, dacă nu noiembrie anul viitor, la început, deci e în regulă. Însă, Deci tot pentru a această ajunge rachetă e una mare de tot, cum era Saturn, care duce ceva spre lună. Îi duce trimite capsula către lună. Orion, da, unde vom avea cândva astronauți. Acum, astronauții vor trebui să coboare cumva pe lună și capsula Orion nu coboară pe lună. Este o capsulă făcută să fie funcțională în spațiu și să revină din spațiu înapoi pe Pământ. Mă rog, în ocean, dar pe planeta Pământ. Pentru a pune piciorul pe lună, avem nevoie de niște landere, aterizatoare, sau nu știu cum să le spun în limba română, niște vehicule care să ne transporte, să ne ducă de pe orbita lunii pe suprafața lunii. Și atunci NASA a lansat o competiție, cum se face de obicei, a zis, uite, avem nevoie de chestiile astea, cine dintre partenerii privați poate să le îndeplinească. Și s-au înscris trei nu firme, trei, cum să zic, alianțe de firme, trei joint ventures, trei Dacă asociații, îmi permiți o adică comparație, Claudiu, e ca atunci când la București s-a lansat o licitație pentru niște companii de autobuze care să ducă oamenii de la avion în aeroport. Că ai văzut, când te dai jos din avion, adesea te ia autobuzul și te duce în aeroport. Și se Da, exact. lansează o O chestie de licitație. licitație. La fel și aici. Se face o licitație pentru a duce de pe orbită pe lună, efectiv, pe orbita Exact. lunii, pe suprafața lunii. Și cum știm că sunt licitațiile cu fonduri publice, de obicei câștigă cei care vin cu suma cea mai mică. Așa s-a întâmplat și acum. Există trei, adică mă rog, am zis că sunt trei alianțe de firme, nu, sunt de fapt două alianțe sau două joint ventures și o firmă. SpaceX a participat singură, după aia a fost National Team, mi-a spus, un proiect foarte ambițios, coordonat de Jeff Bezos și de Blue Origin, dar din care făceau parte și Lockheed Martin, Northrop Grumman și Draper. Sunt nume grele, pentru că Draper sunt cei care au făcut vechile lander de pe vremea programului Apollo, deci știu despre ce e vorba. Lockheed Martin și Northrop Grumman sunt firme cu, cum să zic, moști din aceia abonați la contracte cu statul, dar care și fac chestii, adică nu iau doar bani, doar că iau foarte mulți bani pentru ce fac, dar fac. Și pe de altă parte a fost Dynetics, o companie interesantă care a venit cu un proiect interesant, însă lumea nu prea le dădea șanse de câștig, pentru că era mai scump decât ce propuseseră Lockheed Martin, Northrop Grumman, Draper și Blue Origin.
Toată lumea a mizat pe National Team, inclusiv eu. Deci dacă era să pariez, puneam toți banii pe National Team pentru că era clar. Lockheed Martin cu NASA au un parteneriat, cum să zic, foarte... Toate sondele interplanetare sunt făcute de Lockheed Martin, mă rog, majoritatea. Northrop Grumman, din nou, este abonată la contracte. Blue Origin este pe val. Nu era niciun motiv pentru care să nu câștige ei. Însă NASA a ales SpaceX, pentru că SpaceX a venit cu un plan de 2,8 miliarde de dolari și a spus noi facem lunar lander-ul pentru 2,8 miliarde. National Pentru Team... concluzie, pentru comparație, Claudiu, 2,8 miliarde de euro sau de dolari, cât costă o autostradă în România? Pe acolo te învârți, nu? Nu știu, habar n-am. Depinde între Cred că cine pe și la cine. aceeași sumă. Da, comparăm mere cu pere, nu are, adică... Da, nu știu dacă compară mere cu pere, că totuși sunt puține, adică asta vreau să zic. Ah, 2,8 da, suma nu miliarde este mare. de dolari pentru așa ceva, pentru a un Da. transport lunar, mi se pare extraordinar, adică mi se pare Suma puțin, nu este, știu. este puțin pentru că foarte multă lume a comentat că, practic, pe cei de la SpaceX îi va costa mult mai mult acest Starship, adică mai mult de 2,8 miliarde. Oricum, ei deja au început. Noi deja am văzut acele zboruri Starship, adică ei deja au un... Asta conta foarte mult pentru NASA, nu doar prețul a scăzut, și prețul a fost un punct, dar faptul că deja au un avans în domeniu, adică ei au deja ceva construit, ceva testat deja. Ok, nu a ajuns pe orbita, a explodat de fiecare dată, dar au pus acolo fierul pe rampa de lansare și la lansat. Deci ei au motoarele Raptor, care e un aspect foarte important. Acum, pe de altă parte, această Starship pe care o vedem în imaginea din mijloc nu este Starship-ul pe care l-am văzut noi zburând de la Boca Chica din Texas. Este un alt fel de Starship. Lucrurile se schimbă un pic când ești pe orbita Lunii față de orbita Pământului. Această Starship nu este, nu va fi gândită să ajungă pe Pământ. Ea va funcționa doar de pe orbita Lunii, pe Lună și înapoi. Va fi așa un autobuz. Foarte bună analogia. De la Gateway, acea stație spațială în jurul Lunii, pe Lună și înapoi. Adică nu va ajunge pe Pământ. Zilele astea am aflat că Jeff Bezos s-a supărat foarte tare, la modul serios, a făcut contestație, sau cum se numește în termeni administrativi, și este posibil să câștige, nu pentru că a făcut contestație și e Jeff Bezos, dar de obicei NASA merge cu două variante tot timpul, nu-i place să-și pună toate ouăle în același coș, cum se zice. Și atunci probabil că va mai alege încă o companie care să fie pe lângă SpaceX, în cazul în care se întâmplă ceva cu proiectul SpaceX, să continue cu a doua companie. Și probabil că va alege National Team pentru că este o abordare clasică, care știm că va funcționa și chiar am un filmuleț în care eram pregătit să-l pun dacă câștigă National Team, dar dacă n-au câștigat, o să-l pun oricum, pentru că sunt șanse mari ca să vedem și lander-ul lor la lucru, pentru că nu e, adică nu e o idee rea ce propun ei. Din păcate, de la SpaceX nu am, dar vă puteți imagina cum decolează un Starship pe lună. Nu e foarte lung. Începe așa frumos, puțin suspans. Da. Dar mi-a plăcut animația, adică arată foarte bine. Wow. Te arată super fain. Elementul de coborâre. Da, cel, da, Descent Element. E un proiect un pic mai complex decât Starship la prima vedere. Avem acest transfer element în care probabil se transferă echipajul, dacă nu mă înșel, de pe orbită. Aici nu apare Gateway, care e o piesă importantă. Ascent Element o să fie important ulterior. Asta e tot vehiculul, dar nu tot va ajunge pe lună și nu tot se va întoarce pe orbită. Da, nu, arată scump, ce drept, adică dacă ar fi să punem un preț, e mai mult de 2 miliarde aici. Așa, acum se separă și vedem cele două, acum sunt două părți, Ascent Stage și Descent Stage, cred că care se apropie de suprafața Lunii. Practic, eu așa imaginam că o să arate asilinizarea în 2026, fără să fi văzut înainte clip. Cam așa ceva mă imaginam. Este uriaș, deci este destul de mare, e mai mare decât cel din 69. Da,
Vă dați seama după scara pe care se vede în imagine. Așa, asta e partea a doua, după ce și-a făcut treaba pe lună, se întorc înapoi pe orbită cu acest ascent stage. Se va cupla cu ce a lăsat pe orbită și se va întoarce ulterior pentru altă misiune. Cam asta era planul celor de la National Team, pe care s-ar putea să-l vedem pus în practică, probabil, cât de curând. Ok. Bun. Hai să mai luăm câteva întrebări aici până ne mutăm la următorul subiect, nu? Tudor ne întreabă, care credeți că este șansa ca un român să fie acceptat în programul ESA? Am vorbit cu cei de la ESA și evaluările se fac pur și simplu pe bază cât de bun este omul, cât de mult știe, cât de mult se pricepe, cât este sigur pe el, cât gândește cu mintea lui. Deci nu există niciun fel de discriminare pe baza naționalității sau pe baza pașaportului. Și ținând cont că sunt 20 de state și 15 astronauți, eu cred că șansa este foarte mare, adică practic 1 la 1. Șansa este foarte mare ca un român să fie acceptat în programul ESA. Deci da, eu nu sunt șanse să vedem al doilea român din spațiu dacă oamenii se înscriu. Dacă oamenii doar se uită la videouri și nu se înscrie nimeni, păi normal că nu o să ajungă. De Marșian, credeți că în viitor va fi nevoie de tot mai mulți astronauți? Uite, e o întrebare bună. Tu ce ai răspunde, Claudiu? Da, cu siguranță. Și acum astronaut va fi un termen foarte larg. Nu vom avea nevoie doar de astronauți, ci vom avea nevoie de astronauți foarte diversificați ca și meserie. Cu cât ne extindem în spațiu, la început era așa o chestie foarte exclusivistă, era doar piloți de teste, macho și masculă alfa și așa mai departe. În timp, cei de la NASA și-au deschis porțile pentru geeks, pentru nerds, pentru specialiști care aveau doctorate și nu erau parte din forțele armate. Vor fi nevoie de instalatori, vor fi nevoie de medici, de biologi, de geologi, adică de toate specializările la care vă gândiți. Vor fi nevoie de stomatologi pe Marte, de exemplu. Acești stomatologi care vor ajunge pe Marte vor fi și astronauți și va trebui să începem să exersăm acest trăitul în spațiu, ce am făcut pe Stația Spațială Internațională. Dar trebuie extins. Îmi place cum pui problema, Claudiu, pentru că în esență este așa cum astăzi oricine sau aproape oricine învață să conducă mașină. Dacă înainte, în anii 60, mi-aduc aminte de unchiul tatălui meu, deci în anii 60 era șofer și îmi spunea, Cristi, păi eu eram important, eram șofer, când zice, n-avea nimeni mașină, eram șoferul domnului director. Da, da, așa deci, cum avem câteva, atunci? Da. Avem câteva sute de astronauți, dar eu cred că vom trece să numărăm cu miile în următoarea decadă, pentru că vor fi abordări private care vor trimite astronauți pe orbită. Până acum trimitea NASA din când în când, cu un Space Shuttle, trebuia să te califici destul de greu. Acum, iată, avem anul acesta vor zbura în spațiu 4 oameni absolut normali. Și lucrul ăsta se va înteți pe viitor pentru că se va ieftini accesul la spațiu, practic. Ce face Elon Musk este absolut fascinant. Vlad ne întreabă, există un tracker pentru sateliți precum este pentru avioane? Da, există. O să las, mai se poate după ce terminăm video, da, să da, pun da, și comentariu. Există o organizație, cred că parte din ONU, care efectiv asta are de lucru, asta e misiunea ei, să studieze tot ce e acolo sus pe orbită. Practic fiecare operator care lansează un satelit trebuie să notifice această organizație, să-i spună pe ce orbită va plasa satelitul și după ce îl plasează să confirme că e acolo. Și există așa numitele, este un format de două linii în care sunt toți parametrii acestui satelit și sunt softuri care preiau aceste date și afișează frumos sateliții. Dar putem să vedem, adică sunt liste cu sateliți, putem să vedem 3D, deci sunt tot felul de variante de genul ăsta. Crezi că în viitor stația spațială se va mai mări? Ai vorbit deja puțin. Dar nu e vorba de credință, e vorba de planurile care sunt acum și care se vor pune în practică. Anul acesta se va extinde sectorul rusesc al stației, deci și stația în sine. Va primi panouri solare noi la sfârșitul anului pentru a-i mări capacitatea de producere de energie electrică la bord. Și alte module mari nu mai sunt așteptate. S-ar putea să mai fie un modul rusesc cândva peste vreo 2-3 ani, dacă vor mai decide rușii să-l lanseze sau nu. Aici este o discuție, pentru că în ultimele zile poate trebuie să discutăm și despre asta rapid. Au apărut zvonuri că Rusia se va desprinde de stația spațială internațională sau va pleca sau va face o stație nouă. Asta spune și Cosmos, anuite. El crede că stația va ieși din uz în câțiva ani locuită cu alții. Acum, crede. Ea, drept, vorbi,
Da, la drept vorbind, ISS-ul este bătrân. N-am mai avut niciodată pe orbită un obiect care să stea acolo atât de mult timp și nu prea știm cum se comportă metalele, aliajele, modulele la stresul de acolo, la radiațiile cosmice de acolo și mai departe. Nu este tânără, stația spațială nu va mai dura mult până când va trebui să o retragem din uz. Nu știm cum o vor retrage, nu există planuri la NASA pentru retragerea ei din uz. Vor trebui puse la punct. Cum o trimitem în atmosferă? La Mir a fost simplu, Mir avea 80 de tone, stația spațială are vreo 400, dacă nu mă înșel. Deci e o diferență. Da, despre Rusia, ei tot amenință că se retrag și în 2015 era o știre de genul ăsta, tot afară astfel de știri. Trebuie spus că dacă decid să se retragă, dacă o vor face, stația spațială internațională nu poate să funcționeze fără Zarya și Zvezda, fără cele două module rusești. Așa e construită. A fost construită ca un proiect între Statele Unite și Rusia ca să fie bine, să fie pace. N-a fost construită în ideea de a se separa vreodată, ceea ce este un lucru excelent. Mă bucur că a fost făcut așa. Și tocmai de asta nu cred că Rusia va recurge la un gest atât de extrem, mai ales că Zarya și Zvezda sunt modulele cele mai vechi și nu vor face mare lucru cu ele pentru că oricum sunt vechi. Ei povesteau mai mult în sensul că poate nu mai avem, adică n-au spus-o că nu mai avem bani să o întreținem noi, dar poate o transferăm sectorului privat, poate găsim pe cineva dispus să folosească în locul nostru sectorul rusesc, ceea ce nu e un lucru neapărat rău. Sau o altă abordare a fost, nu mai trimite modulul următor, trebuia să mai trimită, deci după ce urmează cel de anul acesta, Nauka, este programat un modul NEM pentru experimente științifice. Cumva nu este vital pentru ISS. ISS poate și fără. E bine să fie acolo, poate și fără. Și atunci Rusia a zis, ok, poate nu mai îl trimitem pe ISS, poate îl trimitem doar pe el pe orbită și facem o stație spațială nouă în jurul acestui modul NEM. Acum, stațiile spațiale costă. Sunt proiecte extrem de scumpe și nu că am ceva cu Rusia, dar sincer nu-i văd în stare financiar să suporte o astfel de proiect de unii singuri. Nici Statele Ai Unite vreo nu îi văd idee în cam stare. câte miliarde pe an în total? Stația Toate spațială în împreună. total a costat 150 de miliarde de dolari de când există, de vreo 20 de ani. Și mai e și partea de logistică, adică nu e vorba doar de bani. Iată, China, de exemplu, va lansa mâine modulul viitoare stații spațiale chinezești. Vom avea, deci începând de mâine, vom avea încă o stație spațială pe orbită. Acum, acel modul este unul de mici dimensiuni, relativ, are doar vreo 14 metri lungime sau 16, dacă ținem cont și de partea de andocare. Și la finalul, după acest modul, în anii următori, vor urma încă două și vor fi practic trei moduli. Ea va fi mai mică decât stația spațială Mir. Deci, China de astăzi nu poate să construiască un Mir de una singură. Nici nu cred că are capacitatea tehnică să facă acest lucru. Nu mă îndoiesc de capacitatea tehnică a Rusiei. Este probabil peste Statele Unite la acest domeniu, motiv pentru care Statele Unite a ales să colaboreze cu Rusia pentru o situație națională. Dar financiar nu cred că este posibil să ducă. Acum, să ai un modul pe orbită, să-i spui că stația spațială e, cum să zic. E ca și cum avea o bicicletă și ai spune că e o Da, mașină da. de curse. Exact. Adică și China până acum a avut Tiangong 1 și Tiangong 2, au fost câte două module independente și zicea stație spațială și comunitatea internațională a zis, ok, știi, dar e doar un modul, adică nu prea poți să-i spui stație, ok, e acolo, e folosibil, dar măcar să fie două, adică măcar să avem o chestie asamblată, să așa. Acum vom avea, adică acum China, acest prim modul care va fi lansat, urmează să fie andocat cu altele și va fi o stație care ne va aduce aminte de Mir. Nu va fi la fel ca și Mir, dar va fi pe acolo. Asta se Și întâmplă deci mâine, așa mâine că este neapărat. lansarea asta. Da, Da, și este foarte importantă, este lansarea cu o rachetă Changzheng 5B, care este cea mai puternică rachetă chinezească construită vreodată. A fost construită și în ideea lansării stației spațiale, deci cumva asta e misiunea ei acum, să asambleze stația. Și e un proiect foarte important pentru China și dacă am înțeles eu bine și dacă avem noroc, s-ar putea să vedem lansarea live, adică ei vor transmite live chestia, ceea ce pentru China este bine, este n-ai surprinzător idee la ce și... oră mâine, ora României? Care ni care ne uităm noi? Ne Da, uităm o noi. să vă spun Nick imediat. este foarte mirat că spune că sunt 2 milioane de doritori care vor să ajungă pe Marte, deși Elon Musk ar fi spus că totuși ar putea exista morți în primii ani. Păi, explorarea spațiului vine cu niște riscuri. Toți cei care zboară pe orbită își asumă aceste riscuri și am avut victime. Am avut Challenger, am avut Columbia, am avut tragediile de la Soyuz 1, Soyuz 40, adică au fost
victime și vor mai fi pentru că vor crește numărul de oameni în această orbită și odată cu ei vor apărea și primele victime. Este inerent și e un tribut pe care trebuie să plătim și nu trebuie să ne ferim de asta. Acum, Briana normal că... visează, Da. Briana visează, uite, la un zbor către Europa. Satelitul al carei planete? A lui Saturn este Europa sau lui Jupiter? A lui Jupiter. Jupiter, Jupiter. Da, Vom care are avea... un ocean subteran. Da, Europa este una din locurile fascinante din sistemul solar. O să avem două misiuni trimise spre Europa, cred că JUICE și Europa Clipper, o misiune europeană și o misiune europeană, adică de pe continentul european, trimise pe satelitul european, și o misiune americană. În următoarea decadă, deci până în 2030, ar trebui să fie lansările. Este foarte interesant pentru că nu doar că are un ocean, are un ocean cald și sărat acolo. Adică, pentru că această Europa este în jurul lui Jupiter, e cumva prinsă gravitațional, sunt maree foarte puternice și, practic, miezul ei se mișcă și creează căldură. Și oceanul interior este cald, adică apa este lichidă acolo, să ne înțelegem. Și din gazele care au fost detectate, care se strecoară prin crăpăturile scoarței lui Europa, s-au găsit săruri. Adică e ceva ce avem aici pe Pământ, în genul ăla. E foarte posibil să avem viața acolo. Nu știm, pentru că e foarte greu să forezi prin 20 de kilometri de gheață să ajungi la apa din interior. Ai nevoie de un reactor nuclear acolo și multă, multă răbdare, dar poate, analizând gazele, adică fiind zburând aproape de ele și colectând probe de acolo, s-ar putea să avem surprize extrem, extrem de plăcute. O să-i răspund eu lui Petronela, care mă întreabă dacă în următorii ani se va mai organiza acest program pentru astronauții ESA, Agenției Spațiale Europene. Când am vorbit cu cei de la ESA, mi-au spus că un astfel de concurs are loc aproximativ o dată la 10 ani. Deci, da, peste 10 ani, dar dacă nu vrei să aștepți, eu zic să te înscrii acum. Da, lansarea chineză va avea loc mâine dimineață la ora 6 și 18 minute și cred că va fi difuzată pe canalul lor CCTV, China Cable TV sau așa ceva, pe YouTube oricum. Dar dacă o să căutați pe YouTube Long March 6, 5, Launch Live, probabil că veți găsi. Sau o să pun eu link în comentarii dacă nu uit după intervenție. Da, ziceam să mai am aici două, trei întrebări și după aceea să trecem la ce mai ai pregătit tu. E bine așa, Claudiu? Da, sigur. Mă întreabă modele ce s-a întâmplat cu Betelgeuse, că se spunea că ar putea să explodeze ca o supernovă. Eu am văzut o știre la un moment dat în care au ajuns la concluzia că totuși oscilațiile care s-au văzut în variația luminii totuși au o explicație și că nu trebuie neapărat să explodeze în scurt timp. Mă rog, să fie explodat atunci și noi să vedem explozia abia acum. Așa. Asta este o întrebare des. De ce Marte și nu altă planetă? Da, pot să răspund favorabil lui Marte sau defavorabil, adică pot să găsesc și argumente pro și contra. Argumente pro ar fi faptul că Marte este singura planetă din jurul nostru, sistemul solar, în care ne putem gândi că vom avea baze în viitorul apropiat și vom pune piciorul și vom locui acolo. Să le luăm pe rând. Pe Mercur e cald, nu poți să locuiești pe Mercur. Ai radiația solară extremă, ai temperaturile extreme, nu se pune problema. E cald și pe Venus, e o atmosferă infernală la propriu, ai acolo ploi cu acid sulfuric, nu poți să locuiești pe Venus. Eventual, în niște baloane în atmosfera lui Venus, dar nu pe suprafață. Avem Pământul, avem Marte. Dincolo de Marte sunt giganții de gaz pe care nu poți să pui piciorul, avem doar sateliții lor. Însă, câmpul magnetic al lui Saturn și al lui Jupiter face ca viața umană pe Europa sau pe sateliții lor să fie practic imposibil. Avem niște radiații imense acolo. Deci ne rămâne doar Marte, dacă ne gândim să emigrăm cândva pe o planetă din sistemul nostru solar. Astea sunt argumentele pro. Acum, într-adevăr, am cam neglijat Venus în toată ecuația asta și mi-e pare rău de asta, pentru că Venus este o planetă fascinantă de la care putem să învățăm foarte multe lucruri. Pe Venus avem un gaz de seră scăpat sub control, care nu a fost generat de factori industriali ca și aici pe Pământ, natural. Și asta trebuie să ne pună și nouă, să ne pune pe gânduri să nu cumva să pățim la fel și pe Pământ. Să vedem ce s-a întâmplat efectiv cu Venus de atât de urât acolo. În plus, ultimele știri spun că s-au detectat substanțe în atmosfera lui Venus care ar fi fost create doar de procese metabolice. Deci ar putea să avem viață pe Venus și noi să căutăm pe Marte, de fapt. Venus e foarte interesantă și în următorii ani vom avea câteva misiuni spre Venus pentru a lămuri problema asta.
Hai să ne întoarcem la pozele tale. Ce mai ai tu cu ultimele știri? Da, aș mai lua o ultimă întrebare legată de subiectul ăsta. Cât costă să ajungi pe spația internațională? 10 milioane de euro. Acum depinde cine plătește. Dacă vrei să zbori ca persoană fizică și ai foarte mulți bani, până în timp ce zbura navetele spațiale, se putea zbura pe stația spațială, după care, fiind doar zborul cu capsula Soyuz, erau rezervate astronauților pentru întreținerea stației, era absolut normal. Acum s-a mai liberalizat piața un pic și este loc și pentru astronauți. Înainte prețurile erau pentru turiștii spațiali vreo 20 de milioane de dolari, practic, care au mai crescut în ultimul timp, dacă nu mă înșel. Deci dacă ai vreo 50 de milioane de dolari, sigur, și, mă rog, tensiune arterială bună, probabil că sigur poți să ajungi peste asta, dacă ai și timp. Tom Cruise va ajunge pe ISS anul viitor, dacă am înțeles eu bine. Deci se poate dacă ai bani. Oricum nu 10 milioane, e mai mult de 10 milioane. Acum, dacă ești astronaut NASA, cât plătește NASA pentru tine ca să zbori în spațiu? Cred că sunt vreo, dacă nu mă înșel eu, vreo 50-60 de milioane de dolari pentru un zbor cu o capsulă Dragon, în care încap 4 astronauți. NASA plătea pentru un singur astronaut american Rusiei 80 de milioane de dolari pentru ca să aibă loc în Soyuz. Acum, cu Dragon, lucrurile sunt un pic mai ieftine din punctul ăsta de vedere. Ok, și o să pun acum pe ecran un satelit secret. Da, e Sperăm să nu secret. ne taie CIA-ul din Semnalul. video după asta, da. Cam așa arată un satelit Keyhole, se numește, sau așa credem noi că arată, muritorii de rând care n-au avut acces la el. Sursa e trecută în josul paginii, nu știu exact de unde, dar circulă imaginea pe net, deci este în domeniul public. Sper să nu fie vreo problemă, dar interesant este că acest satelit, adică el nu e atât de secret pentru că nu știm exact detaliile tehnice despre ce se întâmplă acolo, dar este similar oarecum cu Hubble-ul. Și sunt câteva indicii care ne duc cu gândul ăsta. A avut loc recent însemnând marți, o lansare a unei rachete Delta IV Heavy sau Delta IV Heavy și asta este o rachetă care de obicei lansează încărcături grele. Mai ales că lansarea a fost destinată orbitei terestre joase. Deci satelitul a avut câteva tone bune, poate peste 20 sau peste 10 tone. Astfel de sateliți Keyhole, cum vă spuneam, asemănător cu Hubble-ul, sunt folosiți pentru spionaj de obicei în domeniul vizibil, adică lentila lor nu este îndreptată spre galaxii și spre găuri negre, ci spre Pământ. De unde știm chestia astfel de satelit? Păi, naveta spațială a fost construită tocmai la, adică cala navetei, partea aceea unde se află sateliții. Specificațiile au fost primite de la, o să opresc aici puțin că e interesant ce se întâmplă și vreau să comentez. Specificațiile calei navete spațiale sau încărcăturilor pe care le va fi putut duce pe orbită au fost făcute după cerințele armatei și armata dorea ca acest satelit Keyhole să fie lansat din naveta spațială. Nu s-a mai întâmplat acest lucru până la urmă, dar a fost lansat satelitul Hubble, care este similar cu acest satelit, pentru că agenția care construiește acest satelit, National Reconnaissance Office, NRO, a donat spre NASA câteva dintre oglinzile pe care le foloseam în trecut pentru satelite de spionaj. Și au spus, nu mai avem nevoie de ele, avem altele mai bune, folosiți-le voi la sateliții voștri pentru cercetare. A fost un gest Dar frumos. n-a zis, dar n-a zis pe invers. Avem unele mai bune, folosiți-le voi pe astea mai bune și O să le folosească peste 20 de ani, probabil, pe acelea. Deci, și această rachetă Delta IV Heavy este singura capabilă să lanseze satelit similar cu Hubble-ul, ca dimensiuni, ca diametru, mă refer. Pentru că pentru observații invizibili, practic, ai nevoie de oglindă mare. Adică nu e un secret asta, toată lumea știe chestia asta. Amatorii, adică nu poți să ascunzi o lansare, oricât de secret ar fi încărcătura de la bord, nu poți să ascunzi o rachetă și atunci nu are rost să spui că ea nu a avut loc. Se știe când a avut loc și s-a calculat, și plus că după ce ajunge pe orbită se vede unde e, adică nu e un secret. La Și atunci traiectorie. au socotit astronomii amatori unde se află satelitul, pe ce orbită, la ce altitudine și au zis, păi ăsta trebuie să fie satelit de spionaj optic pentru că nu e pe orbită geostaționară, deci e pe orbită joasă, deci e optic, cam asta e fiul logic. Și pentru asta s-a folosit o rachetă Delta IV Heavy, care este fascinantă din punct de vedere tehnic. Este o rachetă veche, nu mai este în anii ei buni de glorie. A mai rămas încă vreo 3 lansări după care se va retrage din uz. Însă este racheta cu cel mai mare motor cu combustibil de hidrogen și oxigen. Deci este cumva ca și naveta spațială, folosește cam același combustibil, dar motoarele ei sunt mult mai mari. Și cred că din Statele Unite este singura care funcționează cu oxigen și hidrogen lichid.
Și acum o chestie foarte interesantă la start, dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că racheta ia foc înainte să fie lansată, pentru că avem un exces de hidrogen acolo care se aprinde în momentul în care pornesc motoarele. Vedeți flăcările Deci care... asta e neprogramat. Flăcările alea sunt neprogramate. Se știe, se întâmplă și e în regulă. Adică nu Aha. s-a speriat nimeni. Dar era bine să nu fi fost. Da, dar acum, decât să ții oxigenul ăla să bubuie în altă parte, i-a dat drumul în jurul rachetei, nu s-a disipat foarte bine și s-a prins când au pornit motoarele. Da, e ok. Orice lansare Delta IV Heavy are chestia asta. Adică dacă vedeți o rachetă care ia foc când lansează, e Delta IV Heavy. Restul nu fac așa. Da, și jos, aici în partea de jos, vedeți acele motoare RS-65, dacă nu mă înșel, și tocmai a fost testat săptămânile, acum vreo 2-3 săptămâni, ultimul motor produs RS-65 cu care va pleca ultima rachetă Delta IV Heavy. Adică cumva a ajuns la capăt de drum și cam asta este cu această rachetă, care se folosește de câțiva ani deja. A fost racheta Delta IV și Delta IV Heavy înseamnă că practic are aceste boostere în jurul boosterului central. Deci partea centrală care susține practic partea superioară, treaptă superioară și satelitul din vârf și laterală are două boostere identice cu această primă treaptă. Încă un aspect interesant, a doua treaptă a rachetei Delta IV Heavy se numește ICPS, Intercool Stage, ceva de genul ăsta, și această treaptă superioară se va folosi pentru lansarea rachetei SLS. Deci, practic, au luat-o de aici și au pus-o pe acel booster de la Space Launch System. Urmează ca Space Launch System să fie upgradat la o altă treaptă superioară mult mai performantă în următorii ani, dacă vor mai avea fonduri și dacă nu va prelua Starship toate lansările din programul Artemis, ceea ce este destul de posibil. Dar ideea este că au preluat această treaptă superioară de la Delta IV Heavy, deci va continua, cum să zic, moștenirea rachetei Delta IV Heavy se va transfera spre Space Launch System. Da, deci asta a fost lansarea care a avut loc de la Vandenberg, asta a fost din vestul Statelor Unite, din California, sunt foarte rare lansările de aici și lansarea asta are loc de pe treapta de pe care trebuiau să fie lansate navetele spațiale. Pentru că atunci când navetele spațiale urmau să pună sateliți militari pe orbite polare, ele trebuiau să fie lansate din Vandenberg. Au fost niște întârzieri cu pregătirea rampei, a fost gata după anul 86, a avut loc accidentul Challenger, după care NASA a spus ok, nu mai lansăm sateliți de spionaj, că nu ne mai permitem acest risc. Și atunci lansările de la Vandenberg nu au mai avut sens. Deci n-am avut nicio lansare a unei navete de la Vandenberg. Avem însă poze cu naveta Enterprise pe rampa de lansare de la Vandenberg pentru teste de integrare, însă nicio lansare efectivă, din păcate. Ar fi fost spectaculos pentru cei de acolo. Cum vă spuneam, lansările, chiar dacă sunt ale sateliților secreți, ele sunt publice, însă se întrerup. După ce se are loc separarea de prima treaptă, se taie transmisia în direct și nu mai avem, practic, informații, decât ulterior ni se spune, ok, a fost un succes, e pe orbita care trebuie, și astronomii amatori vin și ne spune exact și care este cea orbită, ca să știm. Am depășit o oră, eu am cam terminat știrile. Dacă mai sunt Eu întrebări. aș vrea să întreb în poza aceea secretă, e ceva secret ce ai aflat sau... Că e destul de detaliată dacă te uiți acolo, antenele Da, alea da. orientate către pământ, știu și eu. Adică, nu știu dacă e, adică asta e mai mult așa o impresie artistică, nu știu dacă arată chiar așa. E clar că avem niște antene, e clar că avem niște oglinzi, deci cumva eu cum ne imaginăm noi că arată, adică nu cred că e efectiv dintr-o fișă de secret, sper. Apropo, satelitul lansat astăzi, nu astăzi, marți, despre care povesteam anterior, va înlocui un alt satelit de acest fel. Dacă mai țineți minte, acum vreo 2 ani de zile, pe când era Trump președinte, a explodat în Iran o rachetă pe rampa de lansare, o rachetă care urma să ajungă pe orbită, însă ea a explodat câteva zile de lansare. Și atunci Trump a pus pe Twitter o imagine cu acea rampă de lansare. Imagine care a fost luată dintr-un dosar secret și care nu trebuia să se afle pe Twitter. Pentru că detaliile acelei imagini au dat indicii cu privire la posibilitățile satelitului respectiv. Ei bine, acel satelit se pare că este înlocuit de acest satelit lansat marți. Nu pentru că ar fi spus Trump despre el, dar pentru că a ajuns la capătul vieții și ăsta este mai performant decât ăla. Dacă o să căutați pe Google imaginea, o să o vedeți și imaginați-vă că are deja de tehnologie veche și că ăsta, satelitul de acum, are tehnologie mult mai bună la bord.
Da, cred că cam atât. Da, am pus de la Marian din nou, deci ai spus și Da. tu, mâine dimineață la 6 și 18. Hai O, să mai luăm ora două României. întrebări și după aceea, ora României, da. Să mai luăm două întrebări și după aceea putem să închidem. O întrebare oarecum așa mai politică. De ce în ultima perioadă marile puteri se precipită să lanseze tot mai multe nave în spațiu? E vreun motiv special? Tocmai că nu se precipită, am avut o pauză destul de lungă în care nu au zburat navetele spațiale, au zburat doar rachete fără echipaj la bord. Într-adevăr, acum crește ritmul lansărilor și în fiecare an, să știți că nu avem totuși foarte multe lansări. Dacă ne întrebăm niște statistici, boom-ul a fost în anii 90, când se lansau foarte mult satelite de telecomunicații. Atunci au fost foarte multe lansări pe an. Acum o să urmeze boom-ul din cauza lui Starlink, pentru că ei vor să lanseze foarte mulți sateliți. Nu e o chestie de înarmare, pur și simplu Elon Musk vrea să facă bani din chestia asta și are cu ce și atunci lansează una după alta aceste de Starlink. Dacă vor fi militarizați sau nu, asta vom vedea, dar planul lui este să dea internet tuturor, asta declară. Plus că s-a ieftinit accesul la spațiu, tocmai datorită lui Elon Musk. Deci, cine vrea să lanseze, poate să o facă, fie că este vorba de armată, fie că este vorba de un student care face un satelit de mici dimensiuni și vrea să-l trimită în spațiu. Nu e un interes ascuns la mijloc. Am găsit și o întrebare la care vreau să răspund, pentru că tot cum să zic, auzit sau simțit această abordare, că de ce ne batem noi gândul să trimitem miliarde de dolari pe Marte sub formă de roboței? Și nu investim banii ăștia aici, să dăm de mâncare copilul din Africa, de exemplu. Nu că n-ar fi un lucru rău să facem asta, dar faptul că trimitem 2 miliarde acolo, asta creează în urma acestui efort, sunt create locuri de muncă, sunt create tehnologii noi, sunt create moduri noi de a purifica apa, de exemplu, de care beneficiază și copiii din Africa și din alte părți ale lumii, de exemplu. Investiția în spațiu, un dolar investit în spațiu se întoarce de vreo 7 ori înapoi. Tehnologiile spațiale creează tehnologii care, ce folosim pe Marte, urmează următorii ani vom folosi și pe Pământ pentru a ne îmbunătăți aici viețile. În plus, dacă ne-am oprit acum toți din mersul în spațiu, și americanii și chinezii, nu cred că s-a rezolvat problema Pământului. Adică nu stăm noi în cele 20-30 de miliarde cât se investește în spațiu sau în programul Artemis. Nu asta ne salvează ca specie și nu o să ne îmbogățim toți dacă nu mai mergem de mâine niciunul în spațiu. Însă, dacă mergem în spațiu, avem șansele să găsim niște tehnologii, niște idei, niște abordări complet noi care să ne îmbunătățească cu adevărat viața aici pe Pământ. Nici nu se poate cantifica efectul programului Apollo, de exemplu, asupra tehnicii de la noi, asupra calculatoarelor, asupra computerelor, asupra sistemului de purificare a apei, de exemplu, și aerului și așa mai departe. Așadar, da, merită să mergem pe Marte, nu doar să fim acolo, să punem un steag, să lăsăm o urmă, ci pentru că mergând pe Marte lăsăm ceva în urmă aici pe Pământ, care este cu mult mai important decât ce facem pe Marte. Da, cred că ăsta e momentul să ne oprim. Să le spun celor care ne urmăresc unde te pot găsi. Parsec.ro, am pus linkul de jos. Știu că reconstruiești site-ul. Da, pe parsec.ro sunt informații mai seci, mai așa, e un fel de carnețel de notițe pentru mine, dar sunt mai activ pe Facebook, chiar pe contul personal, unde vin cu știri despre spațiu mai multe ori pe zi, de obicei cam asta e ritmul. Când se întâmplă ceva, pun și eu acolo o poză și spun despre ce s-a întâmplat. Și se întâmplă lucruri interesante în spațiu, atât de multe încât uneori sar unele știri și n-apuc să le dau mai departe, din păcate. Deci urmăriți-mă pe Facebook, pentru că acolo e audiența cea mai mare, practic, și e cel mai facil să distribui astfel de știri. Da, eu acolo te urmăresc. Mulțumesc foarte mult, Claudiu. A fost foarte fain să aflăm ce s-a mai întâmplat în spațiu. Sper să ne mai revenim, să ne mai revedem, pardon, și în alte săptămâni. No, Mulțumesc la și eu pentru revedere! invitație. La revedere!